Domnul să vă binecuvinteze la această emisiune creștin la timpul prezent. Astăzi vrem să ne gândim la biruitor și la răsplătire. Suntem chemați la biruință. Suntem în conflict. Suntem într-un război spiritual. Suntem în luptă cu diavolul, cu lumea, cu poftele firii pământești. Însă prea puțin vorbim de răsplătire. Vorbim doar de luptă și neglijăm răsplătirea. În epistola către evrei, autorul acestei epistole vorbește despre Moise în felul următor. Evrei 11, de la versetul 23, începând. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că se uita la răsplătire. Deci biruința lui Moise a avut ca și rădăcină și această privire spre răsplătire. Moise se uita la răsplătire. Domnul Iisus Hristos, în Apocalipsa, unde se pune problema luptei, Apocalipsa este o carte a luptei, cu sistemul care e contra lui Hristos, Hristos vorbește cu bisericile despre biruință și răsplătire. Și noi trebuie la creștinii din timpul prezent, creștinii din biserica timpului prezent, să vorbim de biruință și de răsplătire. Biruitorul și răsplătirea. Iisus vorbește la singular despre cel care va birui. La fiecare biserică, din cele 7 la care se trimite o scrisoare, Hristos vorbește de biruință, de biruitor și de răsplătire. Acest mesaj este pentru biserica de astăzi. Și biserica de astăzi are aceeași promisiune de biruință, are aceeași răsplătire pentru biruitor. Pentru că cele 7 biserici în Apocalipsa reprezintă biserica în totalitatea ei. O biserică care se regăsește în fiecare perioadă. În fiecare perioadă vor fi biserici de tip Smirna, biserici de tip Laodicea. În fiecare perioadă vor fi biserici care să se asemene cu biserica din Efes. Toate cele 7 biserici se regăsesc în fiecare perioadă a istoriei bisericii. Hristos se adresează la 7 biserici care existau în același timp, simultan. Tot așa, cele 7 tipuri de biserici există și astăzi, simultan. Să luăm prima biserică. Hristos nu neglijează nicio biserică atunci când vorbește de biruință, biruitor și de răsplătire. Bisericii din Efes, Apocalipsa capitolul 2 cu versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Chiar dacă se adresează bisericii, nu vorbește la plural, ci vorbește la singular. Problema biruinței, până la urmă, este o problemă personală. Noi nu putem să dăm vina pe biserică, noi nu putem să dăm vina pe ceilalți creștini. Problema biruinței este problema mea și este problema ta. Celui ce va birui. Care este răsplătirea pentru cel ce va birui? Pentru că vorbim de biruitor și răsplătire. Moise s-a gândit la răsplătire. Moise avea ochii pironiți spre răsplătire și a biruit. Când neglijăm ideea de răsplătire, noi luăm o bună parte din puterea de a birui, pentru că răsplătirea contribuie la puterea de a birui. Cel ce va birui, ce răsplătire va primi? Va mânca din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Adam și Eva au fost izgoniți din acest rai al lui Dumnezeu și nu au avut drept la pomul vieții, pentru că au păcătuit. Cel ce va birui va avea părtășie. Biserica din Efes a fost biserica care a părăsit dragostea din tăi și a fost chemat să se pochească, să revină înapoi la dragostea din tăi. Dragii mei,
Dar trebuie să biruim această distanțare de Dumnezeu, această neiubire de Dumnezeu. Păcatele care derivă din această neiubire de Dumnezeu. Și este această promisiune a părtășiei, pentru că pomul vieții este pomul iubirii. Dumnezeu este viață și Dumnezeu este și iubire. Frumusețea cerului, în primul rând, va fi dată de părtășia cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu este iubire. Sfânta Treime este iubire. Aceasta va fi cea mai importantă fascinație a cerului, părtășia cu Dumnezeu. Biserica din Smirnă, din nou apare aceeași idee, biruitorul și răspătirea. Hristos învață fiecare biserică, motivează fiecare biserică. Și interesant că nu este la plural, ci este la singular, cel ce va birui. În fiecare biserică este o chemare individuală la biruință. Nimeni nu poate să dea vina pe imperfecțiunea bisericii. Fiecare biserică avea o formă mai vizibilă, cea mai puțin vizibilă, de imperfecțiune sau de slăbiciune. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Cu ce se confrunta această biserică? Biserica din Smirnă se confrunta cu batjocuri, cu sărăcie, cu necaz, cu marginalizare, cu întemnițare. Și trebuiau să biruiască. Noi suntem în climate ostile. Avem anturaje ostile de multe ori. Suntem chemați să biruim. Care este promisiunea biruitorului într-un asemenea context? Celor 7 biserici sunt și 7 contexte. Care este? Nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Da, poți să fii ucis, poți să fii întemnițat, poți să fii batjocorit, poți să fii marginalizat. De fapt, se întâmplă așa lumea comunistă, lumea musulmană și nu numai. Și promisiunea este, nu vei fi vătămat de a doua moarte. A doua moarte este moartea veșnică. Prima moarte este moartea fizică. A doua moarte este moartea din care nu ai scăpare. Moartea a doua, moartea veșnică, iazul de foc. Dacă vei birui asemenea contexte negative, contexte care sunt împotriva ta, tu vei birui ceea ce ei nu vor putea birui. Ei nu vor birui, batjocoritorii tăi nu vor birui moartea a doua. Cei ce te aruncă în temniță nu vor birui moartea a doua. Cei ce te ucid nu vor birui moartea a doua. Dar tu vei birui ceea ce ei nu vor birui. Tu vei birui și nu vei fi vătămat de moartea a doua. Hristos vorbește și bisericii din Pergam. Biserica din Pergam era în context diferit de celelalte, de primele două. Dar interesant că din nou avem această chemare la biruință individuală. Nu ne ascundem în spatele unei biruințe colective. Care este promisiunea? Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Celui ce va birui. Biruitorul și răsplătirea. Care era contextul din Pergam? Era o prezență satanică avansată. Era un loc al martirajului. Antipa a fost ucis. Era și învățătorul lui Balaam. Era imoralitate. Ce context? Persecuție cruntă, martiraj și imoralitate. Unii consideră că dacă este vreme de martiraj, imoralitatea dispare. Uite că în Pergam, martirajul a coexistat cu imoralitatea. Nu a însemnat că dacă martirajul este o realitate, imoralitatea dispare, nu? Pentru că viața personală, moralitatea este o decizie personală. Hristos, pentru acest context din Pergam, face o chemare la biruință, biruință individuală. Cine va birui, va mânca din mana ascunsă, va primi o piatră albă și un nume nou, o identitate nouă. Piatra albă, un simbol al victoriei, numele nou e un simbol al importanței.
și intimitate, importanță și intimitate, importanță înaintea lui Dumnezeu și intimitate înaintea lui Dumnezeu. Este dorul în noi după importanță, este dorul în noi după intimitate, dar biruitorul avea parte de importanță în ochii lui Dumnezeu și avea parte de intimitate cu Dumnezeu. E cel mai important lucru, să ai trecere în fața lui Dumnezeu. Cel mai important lucru, Dumnezeu în ochii lui să fie important și cu el să ai intimitate. Biruitorii vroia parte de această răsplătire. Biserica din Tiatira, din nou vedem la singular, cel ce va birui. Și din nou apare ideea de răsplătire. De ce la fiecare biserică este chemarea la biruință individuală? De ce la fiecare biserică este prezentată o răsplătire? Dar întoarcem la Moise. Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise nu a neglijat răsplătirea. În luptele noastre nu trebuie să neglijăm răsplătirile oferite de Dumnezeu. Nu trebuie să minimalizăm. Sunt unii care spun doar atât. Nu mă interesează răsplătirea, eu doar din iubire fac. Din moment ce Dumnezeu prezintă răsplătirea, din moment ce Iisus Hristos prezintă răsplătirea, trebuie să ținem cont de ce prezintă. Pentru că dacă n-ar trebui să ne intereseze, ar fi scris doar atât. Păi dacă mă iubiți, nu mă intereseze nimic altceva. Iubirea merge împreună cu adevărul. Adevărul despre răsplătiri trebuie promovat. Spune așa în capitolul 2 din Apocalipsa, versetul 26 până 29, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Care era contextul din Tiatira? Erau oameni care permiteau ca Izabela să amăgească. Era imoralitate și în Tiatira. Și este și această promisiune, voi lovi cu moarte pe copiii ei, pe cei care vor trăi în imoralitate. Pentru ei. Pentru o biserică care nu o făcea curățenie, nu lupta pentru puritate, este această chemare la biruință individuală. Vei avea stăpânire peste neamuri, vei avea autoritate. Și pe lângă această promisiune a autorității, vei primi luceafărul de dimineață. Luceafărul de dimineață? Ce promisiune extraordinară! Să primești luceafărul de dimineață. Steaua de dimineață. În aceste răsplătiri, noi putem doar să intuim sau să înțelegem esențialul, dar toate detaliile le vom înțelege doar în cer. Dumnezeu dă răsplătiri frumoase. Dumnezeu dă răsplătiri mai pe sus de ceea ce ochiul omului a văzut, ceea ce la inima omului s-a suit, ceea ce putem noi înțelege. Biruitorul și răsplătirea. Dragii mei, suntem chemați să biruim, indiferent în ce contexte suntem. Poate mai bine ne potrivim cu un context sau altul. Indiferent în ce context ai fi, tu ești chemat să biruiești și Dumnezeu îți promite răsplătiri. Dumnezeu promite celor ce biruiesc viața veșnică și onoarea de a sta în dreapta Lui. Eu cred că Dumnezeu va da celui ce va birui viață veșnică, har și multă pace. Consider că Dumnezeu, în harul Lui, celui ce va birui, promite bucurie, pace, dar nu în ultimul rând viață veșnică. La biserica din Sardes, capitolul 3, cu versetul 5, este următoarea promisiune. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Săi. În Sardes era un alt context. Era o biserică în comă spirituală. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. O biserică în comă. Faptele nu erau desăvârșite, dar erau totuși câțiva care nu și-au mânjit hainele. Care este promisiunea pentru biruitor? Biruitorul și răsplătirea este tema de astăzi. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. În Apocalipsa, hainele albe sunt hainele biruitorului. Sunt hainele cerului. Sunt hainele demnității. Și este o promisiune. Nu-i vă șterge numele din cartea vieții. Adică îți păstrezi numele în cartea vieții.
înseamnă că există posibilitatea ștergerii numelui din cartea vieții, din moment ce este promisiunea că nu o să șterg, doar la biruitor nu o să șterg numele din cartea vieții. Înseamnă că poate fi posibilitatea aceasta dureroasă a ștergerii numelui? Poate fi această posibilitate la care unii nici nu se gândesc? Ei cred că, indiferent cum își trăiesc viața, indiferent ce atitudine au, ei vor fi mântuiți? Trebuie să ne pună pe gânduri această promisiune a Domnului Iisus la cel ce va birui. Pentru că dacă toți beneficiază de același lucru, nu li se șterge numele, atunci n-ar mai exista această promisiune celui ce va birui. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Această promisiune, mărturisirii numelui tău înaintea Tatălui și înaintea îngerilor, numele tău să fie cunoscut de îngeri, numele tău să fie mărturisit înaintea îngerilor, ordin de zi pe cer. Sunt lucruri pe care greu le înțelegem. Ce înseamnă să fie numele tău mărturisit înaintea Tatălui și înaintea îngerilor? Dar este o răsplătire. Noi căutăm notorietatea. Căutăm să fim cineva. Într-un fel sau altul. Dar este această promisiune. Să ai notorietate în cer. Unii vor neapărat să aibă notorietate pe pământ, chiar dacă e negativă. Aici se promite notorietate în cer. Numele tău să fie mărturisit înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerului Dumnezeu. Milioane, zeci de milioane, un număr incredibil de îngeri să te cunoască, să afle numele tău. Biserica din Filadelfia este o altă biserică unde Hristos face un apel la biruință. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, nou Ierusalim, care se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Care era contextul? Care era biserica din Filadelfia? Zice așa Hristos despre această biserică: știu faptele tale, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, ai puțină putere, deci avea puțină putere. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată eu face să vină să se închină la picioare să știe că te-am iubit. Care este promisiunea pentru ei? Din nou este această promisiunea biruitorului, nu este la plural, este la singular, pe cel ce va birui. Chiar și la biserica din Filadelfia se punea problema biruinței individuale. Promisiunea că vei fi un stâlp în templul lui Dumnezeu, vei rămâne veșnic acolo. Dumnezeu va scrie numele lui și numele cetății lui Dumnezeu în Ierusalim și numele lui cel nou. Interesant, această identitate a lui Dumnezeu scrisă pe tine. Numele cel nou lui Dumnezeu. În Scriptură, în Vechiul Testament și Noul Testament, găsim numele lui Dumnezeu, dar nu știm care va fi numele cel nou. Numele cel nou va fi scris pe tine. Această identitate, autoritate divină. De fapt, va însemna că vei fi proprietatea veșnică a lui Dumnezeu. Fi percetuirea lui Dumnezeu. Biruitorii vor fi proprietatea veșnică a lui Dumnezeu. Biserica din Laodicea, șapte biserici, pentru că șapte biserici sunt prezentate la începutul Apocalipsei, Hristos nu face nici față de această biserică o deosebire. Din nou este biserica chemată la biruință. Și din nou această biruință este la singular. Citeți din Apocalipsa 3 cu 20 și 21. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul său de domnie. Dragii mei, suntem chemați la o biruință individuală. Suntem chemați să ne gândim la răsplătire. Vorbim despre biruitor și răsplătire. Care este răsplătirea? Să stai cu Iisus Hristos pe scaunul lui de domnie. Incredibilă răsplătire. Nu la poarta cerului, ci pe tronul cerului. Unii zic, doar la poarta cerului să stau.
Biruitorul primește promisiunea să stea pe tronul cerului, pe tronul lui Iisus Hristos. Și spune Iisus, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul său de domnie. Și aici, versetul 20, și un secret al biruitorului. Să cinesc cu Iisus, să ai intimitate cu Iisus, să asculți sfatul lui Iisus. Biruitorul și răsplătirea. Moise s-a gândit la răsplătire. Moise a biruit. Motivația noastră este iubirea și adevărul. Fiindcă iubim, luptăm. Dar adevărul despre răsplătire ne ajută în luptă. Adevărul despre răsplătire completează ideea de iubire. Și noi trebuie să ne bazăm pe lucrul acesta. La sfârșitul cărții Apocalipsa apare ideea de iubire. Și în această prezentare a Apocalipsei, să citim în Apocalipsa 21 cu versetul 7 și 8, celui ce va birui, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Adică cerul. Capitolul despre Noul Ierusalim. Lucruri minunate din cer. Cel ce va birui. Aici nu mai contează, nu mai este nicio biserică, orice biserică, cel ce va birui. Dumnezeu promite și ideea de moștenire, o moștenire a lucrurilor din cer, dar și ideea ca să spui despre Dumnezeu că e Dumnezeul tău și Dumnezeu să spună despre tine, El va fi fiul meu, El va fi fiica mea. Această relație fantastică de tată și copil. Biruitorul a putea să spună la Dumnezeu, Dumnezeul meu, acest biruitor va fi moștenitor al lucrurilor cerești. Dar versetul 8 prezintă categoria celor care nu vor birui. Fricoșii sunt pe primul loc. Fricoșii. Frica să lupte. Necredincioșii. Nu crede în problema asta a luptei. Scârboșii au alte priorități. Ucigașii, curvarii, vrăjitorii. Vrăjitorii vor să lupte, dar cu altă forță, nu cu forța lui Dumnezeu. Vor forțe malefice în luptă. Închinătorile idol și toți mincinoșii. Dragii mei, creștinul la timpul prezent este creștinul care luptă? Creștinul care este chemat să fie biruitor? Creștinul care luptă bazat pe iubire și pe adevăr și acceptă adevărul despre răsplătire? Biruitorul și răsplătirea. Moise a ținut cont de răsplătire și a biruit. Și tu ești chemat să ții cont de răsplătire și tu ești chemat să fii un biruitor, indiferent în ce situație ești. Domnul să ne facă biruitori și Domnul să ne facă să fim atenți la răsplătire. Amin.